Un nou atac rusesc cu rachete a lovit un centru comercial din estul Ucrainei, în Kramatorsk. Au fost raportate cel puțin 8 persoane ucise și alte aproximativ 50 rănite. Totuși, Ucraina a făcut progrese în contraofensiva împotriva Rusiei. În timpul unui atac de lângă Bahmut, 35 de soldați ruși au fost uciși. Președintele Belarusului Alexander Lukashenko a confirmat sosirea lui Prigojin în țara sa în urma exilului grupului din Rusia. Președintele e de acord să-i primească pentru o perioadă mai lungă de timp. Garanții de securitate, ca cum вчера сказал, пообещал, были предоставлены. Ну, я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси, как я и обещал. Если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем, естественно, за их счет. Но, как Ленин говорит, мне бы такое подразделение в армии не помешало. Я с тобой согласен.